am ocazia să cânt la această gala muzicii folk și mai ales că sunt și sighetean, aș vrea să cânt două piese compuse din repertoriul meu. Prima piesă se numește Trenul Vieții și aș vrea să spun două, trei cuvinte despre această piesă. Am compus-o când veneam de la un unchi de-a meu de la spital și chiar în acest loc un mare concert se pregătea de la Radio FM și m-am gândit atunci ce interesantă e viața asta. Unii se pregătesc să coboare din acest tren al vieții, alții chefuiesc și m-am întrebat eu pe mine care este menirea omului pe pământ? Și am zis că în acest tren al vieții, când venim de la Creator pe rând și plecăm pe sărite, menirea lui este să fie și să facă fiul Creatorului. Fie că această piesă să fie o meditare și să ne gândim care este rolul și menirea noastră. Trenul vieții. Ca un tren ne pare viața, ne trezim în el mergând, să ne dăm cu seama unde ne-am urcat și când. Mulți copii voioși se urcă, câți în drum au întâlnit, iar câte un bătrân coboară trist și gol și istovit. Mai lasă, Doamne, n-al vieții tren ceresc un har, cercetare, să știm cine suntem. Iar dacă tu vieți în jos și fără rost, tu îngheaptă-ne cărarea și pașii cu foros. Fericirile sunt halte, unde stăm câte un minut, să ne dăm seama, sună pleacă, a trecut. Iar durerile sunt stații lungi de nu se mai sfârșesc, și în ciuda noastră parcă tot mai multe se ivesc. Mai lasă, Doamne, n-al vieții tren ceresc un har, să cercetare, să știm cine suntem. Iar dacă drumul vieții în jos și fără rost, tu îndreaptă-ne cărarea și pașii cu folos. Însă vremea să ne coborâm și noi, ce n-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi. Dar pe când privim în urmă, plângem timpul ce-a trecut, sună gara veșniciei, am trăit și n-am știut. Cercetare, să știi cine
folos. Mulțumesc. A doua piesă se numește Poate azi, poate mâine. We'll be right back.
Și noi îți mulțumim. Felicitări, Claudiu Simion.